Bună ziua! Vă salută fratele Conacu și bine v-am găsit la un nou daily vlog. Astăzi punem creația în aplicare. O să vă arăt și vouă ce să facem astăzi. Stăm acasă, nu mai plecăm pentru că am fost data trecută în Vâlcea și... ok? N-a fost ce trebuie. Astăzi împreună cu Căluțu. Știu la ce v-ați gândit. Ați crezut că zic Căluțu. El e Căluțul meu. Din Mărci, accesați Mărciul și cumpărați acolo ultimele modele blană de hanuraci și măști, boys, www.conacu.ro. Bine v-am găsit la un nou daily vlog. Astăzi o să lucrăm o chestie pe care am abandonat-o vreo două săptămâni, cam așa, și anume balconul. O să facem balconul, cât știm noi de bine, nu sunt profesionist, dar o echipă de profesioniști iau destul de mulți bani. M-am apucat, am dărâmat vechiul balcon care era din lemn, haideți să vă arăt și vouă. Și am pus eu niște gresie. Mă rog, am pus-o mai alandal, așa. Mai avem de pus câteva ștraifuri pe acolo. Și trebuie să îi punem, să facem balconul propriu zis, adică din lemn. Tot din lemn îl fac, pentru că ies mai avantajos cu banii și fiind perioada asta un pic mai nasoală cu bănuții. Ce facem astăzi? Astăzi facem balconul, lucrăm acasă, avem o singură deplasare către Dedeman, dar și către mama mea. O să cunoaște și pe mama mea pe acest vlog. Mergem că trebuie să-i duc vreo două corpuri de... Ia trage musca la căcat, mă? Trebuie să-i duc vreo două corpuri de bucătărie, așa că, fără alte introduceri, haideți în mașină! Bun! Băi, trebuie să ajungem. Trebuie să ajungem până în Vitan la doamna maica mea, să-i ducem astea, să o vedem puțin, o să luăm și pe ea pe vlogul ăla, nu? Și apoi mergem la Dedeman. Nu știu ce să zic, o să încerc să mă orientez după niște materiale nu neapărat ieftine, dar să vedem dacă mi ajunge banul. Am alocat undeva la 700 de lei pentru toată treaba asta eu și să sperăm că o să fie ok, nu știu. O să taxez pe mama cu 1,5 milion. Glumesc, măi. O să cer 1,5 milion. În caz de acolo, în caz de mai avem nevoie. Deci am grenat pe foarte multe chestii. N-am prea ce să faci. Bun, mergem în Vitan. Ca să știți, eu vă zic itinerarul ce, sau itinerariul, cum să zice. Să știți ce facem, să știți ce se întâmplă pe vlogul ăsta. Deci mergem în Vitan, o să vedeți și pe doamna maică mai puțin. Îi lăsăm astea, stăm la o țigară, bam, bam, bam. Apoi plecăm în... Pentru că am făcut o prostioară. Plecăm înapoi și mergem la Dedeman. And la Dedeman, bineînțeles că nu o să putem să filmăm înăuntru, că nu te lasă niciun magazin de ăsta mare, nu te lasă. În schimb, o să cumpărăm tot ce avem, vă arătăm ce am cumpărat și venim acasă. Acțiunea să petrecem mai mult acasă astăzi. Eu acolo, după cum v-am arătat, mai am depus niște ștraifuri și capul meu bătrân, bine fiind afară destul de cald, în 2-3 ore s-a făcut toată nebunia. Dar ideea în felul următor, eu trebuie să pun ștraifurile alea și apoi să aștept să usuce ca să pot să pun colțarele, pentru că o să vin cu niște uri sau cămășuială, nu știu ce să pun, sincer. Să vedem, nu neapărat avantajos la preț, ci care e mai fiabilă să nu se vadă nici urât. Știi că urile alea, cine știe, cămășuiala e pătratul ăla în care intră parul și e o tălpică. Să vedem, e mai estetic. Acum, na, cum o fi mai bine, să vedem acolo. O să mă uit și la lemn, o să rindeluim noi, am eu un aparat cu care o să-l fac după. Dar la cum am eu norocul și cum am eu, cum sunt eu, o să vă zic atâta, nu o să-l termin tot azi. De multe ori, deci eu mă apuc, fac jumate, trei sferturi, la asta așa mi-aduc aminte iar peste 2-3 săptămâni. Ca de exemplu, un perete din curte, l-am luat să-l recondiționez. Și am făcut, gen, l-am recondiționat și trebuia să-i dau, da, aia cum îi zice, structurat. E, structurat aia e și acum în casă, de astăvară, cam așa. Bun,
Deci, na. Mâine, da, bro, da. Mâine, să ajungem la Lupșanu. O să vedeți unde trebuie să facem iar treabă și oamenii mai vor și live-uri. Bine, seara asta o să fac live. Voi nu știți că noi suntem decalați cu vreo săptămână, cam așa. Și apoi o să vină vreo două zile, între ele, o săptămână și două zile. Pe o să avem luni, marți clip, miercuri altfel de clip, gen mă refer la vloguri. Joi vlog, vineri altfel de clip și tot așa. Și fiind principala mea sursă de venit în momentul de față live-ul, pentru că nu produc bani din YouTube, nu știu, vreo 1000 de lei pe toată luna din vizualizări cu chiu cu vai dacă postez, trebuie să fac și live-ul. Deci, cam asta facem astăzi. Dacă n-ați făcut-o încă, like, subscribe, follow pe Instagram, tripleta asta perfectă, să știți când postez, când sunt activ, când fac live-uri. Ne vedem la mama. Hello! Să rămână. Bine. Că am venit cu vlogul peste tine. Hai vin un cace. Păi, de ce nu mi-ai zis că... Să rămână. Să treci, mă. Ce faci? E mami, băi. Care pantaloni după mine? Da. Am venit să aduc astea. Suntem cu vlogul, te facem balconul. Așa. Și am venit să aduc și astea. Bravo. Că le țin de vreo două zile cu mine mașina. Așa. Bănunții am dat la om. Da. Astea te costă vreo 10 milioane pe tine. A, doar atâta? Da. A, doar atâta ți-am dat. Da. 10 milioane. Așa. Ți le pun acum, ți le aduc și după aia mă duc. Da. Ce faci? Ce să fac? Uite, fac acasă. N-ai trag de cameră? Supărată. De ce supărată? Uite așa. Pe colegii de la muncă, nu? Da. Uite, l-ai văzut cum arată? Da. N-are nimica, sunt ok. Păi da, ce, vrei altceva? Nu. Bine, eu nu știu, n-am nicio treabă, dar acum mă compor și eu ca și cum eu ți le-aș fi făcut. Da, așa. Da, de unde? Am venit să mergem asta lui mama. Ei, mama mea, boys, l-ați auzit pe live-uri acolo. Dacă n-ați făcut-o încă, mai băgați un lichean că a apărut și mama aici. Și noi ne vedem la Dedeman următoarea dată, pentru că trebuie să cumpărăm pentru balconul la Bloamă. Hai, Gori, coboară! Mulțumesc, fratele meu! Mamă, fratele meu! Băi, am ajuns la Dedeman, the big boss here. Mergem să cumpărăm ce ne trebuie și sper să mă încadrez, pentru că am văzut niște prețuri acum online când am stat la un semafor de m-a luat capul, mâncava-și gura voastră. Vreo 50 de lei o cămășoială de-aia, ferească Dumnezeu! Haideți în Dedeman. Băi, dă-te mă că pleacă femeia aia. Ia uite, filmează aici cum face băiatul ăsta stânga dreapta, ia să vezi. Ce viață bună. Trebuie să face vlogul, da. Poate ajung să-mi iau și o mașină așa. Băi, avem lemnele, am un chef de muncă ca mama de v-am zis-o sincer. Avem lemnele, am fost și la mama, am fost și la tata și la toată lumea. Urmează să le băgăm o mașină, să vedem cum le băgăm o mașină. Și încă două, și încă două, și încă 49. Eu ce trebuie, eu dau cu tău. Reclamă o mocă. Ați auzit, da, Dedeman? Sponsor pentru partener cu tovarășul? Nu face reclamă toată ziua. Hai, noroc.
dat seama că nu o să terminăm astăzi. De ce? Pentru că ne-a foarte mult, am tăiat ștraifurile și până să usuc astea. Așa se aude până se întărește, uite. Păi pune una aici, pune-o aici să vezi. Ia uite. Așa te s-audă, ca lumea. Deci o să-l facem, o să-l filmăm în două zile pe ăsta. Data viitoare cu balconul propriu zis. L-am placat prima oară, bă, eu nu sunt expert. Nu știu să... nu știu eu să pun gresie profesionist, faianță profesionist, dar așa cum l-am pus, e o diferență mică, într-adevăr. E o diferență mică, dar nu extrem de mare. Da? O diferență mică. Da, semnificativă. Ce să vă zic? Așa arată. Puteți uita. Arată de core. Așa arată el acum, placa, frate. O să urmeze balconul propriu zis. Haideți în partea altă. Da. Mamă, uite ce aici. Asta e de barau, mea, ce nu am aici. Și după Mihai! Mergem jos. Și până jos, în aproximativ 20 de secunde, iau decizia dacă fac două părți sau dacă aștept cu filmarea până pun celălalt.